țară. Milioane de români află astăzi măsurile stabilite de coaliția de guvernare pentru a ajuta să facă față tăvălugului de scumpiri. Liderii coaliției urmează să facă publice cele 17 măsuri de sprijin din pachetul socioeconomic. Vorbim printre altele de majorarea salariului minim, care va fi opțională și doar la privat, și de acordarea unor vouchere de 50 de euro pentru cei cu venituri mici pentru a-și cumpăra mâncare. Cel mai probabil aceste vouchere vor fi acordate odată la 2 luni. Vasile Marcu vine cu toate informațiile despre acest pachet. Vasile. Măsurile vor fi anunțate în această seară, însă marea problemă pe care o au cei din coaliția de guvernare e legată de faptul că sunt doar pe hârtie. Pentru niciuna dintre aceste măsuri încă nu au început să fie făcute formele legale. Spre exemplu, pentru hotărârea de guvern privind majorarea salariului minim cu 200 de lei, încă nu este redactată, ca să nu mai vorbim de a fi trecută prin circuitul ministerial la Ministerul Muncii, la fel și cu acele vouchere pentru familiile cu venituri reduse sau voucherele pentru ele, pentru în același stadiu, adică doar pe hârtie. Începând de astăzi vor putea fi puse în practică, însă unele dintre ele au termen de implementare jumătatea anului, așa cum este cel referitor la majorarea normei de hrană în spital sau privind alocațiile pentru elevi. Asta este cea mai mare problemă pe care o au în momentul de față guvernanții, punerea în practică a celor 17 măsuri.